Merge? Înfrângere durerea asta, domnule Iacob. Da, o înfrângere foarte dureroasă. Noi nu am jucat ceea ce știu că antrenorul pregătește. Nu înțeleg de ce. Am văzut foarte multă nervozitate în teren. Am văzut foarte multe mingi aruncate la bătaie, iar acesta nu este modelul de joc pregătit de către staff și de către jucători. Da, din păcate asta e. Maniera de arbitraj a fost una foarte bună, mai puțin cu privire la prelungiri. Rar mi-a fost dat să văd atât de multe trageri de timp. Timp efectiv de joc în prelungiri, cred că a fost undeva maxim 3 minute din cele 5 arătate de la margine, inclusiv n-a fost lăsat timp adițional nici măcar pentru acea schimbare. Cred că arbitrii de la noi ar putea să uite un pic la campionatul mondial și să vadă cum se procedează în prelungiri și cum se procedează. V-am văzut foarte nervos pe finalul meciului. De ce? Da, bineînțeles, din cauza tragerilor de timp și din cauza manierei în care jucătorii echipei gazdă s-au comportat. Se încheie o perioadă bună pentru Dinamo, aveați 6 meciuri la rând fără înfrângere. Repriza a doua totuși nu a arătat nimic. Da, asta am spus, nu pot să înțeleg de ce jucătorii s-au comportat în acest fel. Noi am pregătit cu totul și cu totul altceva. Am văzut foarte multă nervozitate. Trebuie să mergem înainte, trebuie să ridicăm capul sus. Aceasta nu e adevărata Dinamo, nu este echipa arătată cu totul și cu totul altfel față de meciurile precedente. Cu jocul ăsta se poate prinde play-off-ul? Cu jocul ăsta în niciun caz nu se poate prinde play-off-ul, dar dacă ne revenim, dacă strângem rândurile și dacă câștigăm fiecare meci până la final, eu cred că mai avem șanse. Și ar trebui să jucăm până la sfârșit, să tratăm fiecare meci ca pe o finală și vom vedea, depinde bineînțeles și de jocul rezultatelor. Celelalte 4 meciuri rămase, e panică, nu, la Dinamo? Nu este panică la Dinamo. Am spus de la început că va fi extrem de dificil să prindem play-off-ul. În schimb, ne vom lupta în fiecare partidă și vom vedea ce reușim. Poate și-au luat în cap jucătorii faptul că le-ați oferit condiții de 5 stele. Iată, ei au venit cu avionul la Iași și i-ați cazat la hotel de 5 stele. Nu cred așa ceva, nu e vorba de asta. Nu contează unde sunt cazați jucătorii. Ei știu foarte bine care e obiectivul. Știu foarte bine că trebuie să lupte pentru fiecare meci și pentru fiecare minge. S-au găsit bani, nu? Pentru această deplasare, că înainte Dinamo mergea cu... Ducem lucrurile un pic în derizoriu, cu banii pentru deplasare. La începutul sezonului eram întrebați de bani pentru mâncare. Nu e cazul de așa ceva. Bineînțeles că sunt bani pentru deplasare. Nu, trebuie să tratăm fiecare meci ca pe o finală și să ne continuăm drumul și vedem la finalul sezonului. La finalul sezonului regulat vom trage linie și vedem ce e de făcut. Coboară Sania lui Moș Crăciun la Săftica la iarnă cu un finanțator? Depinde foarte mult de planul de reorganizare. Din păcate, am avut o amânare, ieri o nouă amânare, lucrurile se mișcă destul de greu, dar nu e nimic neobișnuit pentru justiția din România. Sperăm să avem o decizie finală înainte de Moș Nicolae, chiar că următorul termen este pe data de 5 și ulterior lucrurile se vor îmbunătăți cu siguranță.